Incendierea vegetației are efecte negative asupra biodiversității și asta din cauza faptului că focul de la suprafață distruge rezerva de semințe din sol, mai ales la plantele anuale, iar în felul acesta se modifică echilibrul care exista până atunci într-o fânață. Cetățenii sunt obligați să respecte normele privind protecția mediului, care interzic arderea vegetației uscate. Nerespectarea acestora prin acțiunile de ardere a vegetației uscate pe terenurile agricole poate conduce la reducerea cuantumului subvențiilor de către APIA. Arderea miriștilor, a vegetației uscate, a resturilor vegetale și a altor materiale combustibile constituie contravenții și pot fi sancționate cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 2.500 lei. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderei miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 50.000 la 100.000 lei pentru persoanele juridice. Arderea vegetației din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptă care constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost în natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală. Trebuie reținut faptul că au fost situații când în urma acestor incendii, din cauza propagării focului sub acțiunea vântului, s-au înregistrat și victime omenești, nu numai pagube materiale. Totodată, nu trebuie omis faptul că aceste arderi necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere și ele soldate cu pierdere de vieți omenești, ca urmare a scăderii vizibilității pe drumurile publice, generată de acoperirea carosabilului cantități mari de fum. De asemenea, nu este lipsit de importanță efortul depus de personalul structurilor de intervenție profesioniste pentru stingerea acestor arderi și nu numai, efort care ar putea fi dirijat către intervenția în alte situații în care cetățenii se pot afla în pericol. Vă informăm faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă, dacă nu se impune ca o măsură excepțională în cazul de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în situații de urgență fiipregatit.ro.